Rui Costa. Mi Martinez. Ronaldo. He's got his shot off now. Oh, that's such a classy goal. And that's the third, the hat-trick. Today he'll never forget. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA Ultimate Team. Ne-am calificat în Foot Champions, deci o să fie un weekend plin. În același timp am deblocat un senzațional Team of the Season player. Hai să vedem despre cine e vorba, dar mai ales cum au decurs ostilitățile din calificări. Înainte de asta, un like și eventual subscribe ar fi extrem, extrem de apreciate. Ok, deci primul meci, o echipă modestă să fiu sincer, cu excepția lui Dybala, Nainggolan și poate Alessandro, nimic wow. Dominăm, oarecum de așteptat. Și minutul 19, o combinație pornită din propria jumătate, Griezmann tu Ronaldo, șut și preluăm conducerea. They've been the better side, they've played with great panache up to this point, and that goal really sums up the way they have been playing. Trecem direct în minutul 34, când marcăm pentru 2-0 cu Bale de data asta. On to Ronaldo. Bale! Puțin norocos. And they do lead now by 2. 2-0 este și scorul final, nimic important până în minutul 90, bine cu excepția unor ratări. Cristiano Ronaldo, man of the match, da, posesie, multe ratări și victorie meritată, zic eu. Trecem în turul 2, unde întâlnim o echipă puțin mai bună decât prima, dar din nou nimic de speriat. Tyler here again. Hi everybody. Alan Smith alongside me. Prima fază importantă vine direct din kick-off. Kick-off glitch if you want. Așa că lăsăm meciul să curgă. Really concentrated on winning this tournament. Both did pretty well in the first round. They're desperate to qualify for the FUT Champions Weekend League. If they can go on and 1-0 cu același fantastic Ronaldo. Well, he gets the credit, and the credit was being in the right place at the right time. Yeah, I think the easiest goal he would score this entire season. La Sport Team vine și golul numărul 2. Counter Martin, that one two touch stuff, the understanding between this team, and the opposition couldn't get near. A goal from Griezmann, and he knew exactly where the keeper was there. He knew he didn't have to hit it particularly hard, you know. Saw where the pass was going, read it. Rui Costa. Și trei. Rui Costa. And he's put it in for the goal. Și pauză. Și cel mai probabil rage quit. De înțeles de altfel, am dominat într-un mare fel, CR7 din nou, man of the match. Da, 0 șuturi la poartă pentru adversar, cam asta e. Semifinală,
Probabil cel mai bun meci al meu în calificări, like ever. Întâlnim o echipă puțin mai bună decât primele două, cu Salah, Walker și Coutinho, dar din nou nimic de speriat. O să las fazele să curgă și sunt câteva pentru această semifinală, așa că grab your popcorn and enjoy! With Ronaldo. Ronaldo! Really stretched to make the save. Top class. Well, that's gone behind for a corner. Gone short with the corner. He can put them front. Right from the kickoff. They look like scoring, they have now. Sharp from the off. And what a good goal. And here he was, faced by the goalkeeper. That was the challenge. In you go. Easy as you like. He looks as he doesn't hit, but I can tell you it's not. You have to be at the top of your game to try and trying to steer it through. He's in. Ronaldo out in front of goal. The referee went straight away, pointing to the spot. Penalty kick. Oh, was the contact? Did he dive? Love to see the replay. Sliding in and taking his part in the game into a dangerous territory, really. Well, he's tried to go for the slide tackle. And he's a fraction off getting the ball. It is a foul. Oh, it's Ronaldo! Very neat penalty. Goalkeeper, no chance. Yeah, it is. And he doesn't normally let you down from 12 yards. Certainly didn't have. Restarting at 2-0. Rui Costa. Martinez. Aldo. He's got his shot off now. Oh, that's such a classy goal. And that's the third, the hat-trick. Today he'll never forget. Important moment, maybe the most important moment in the match. They shouldn't be caught from here, should they, Alan? I don't think so. There'll be questions asked if they are. And to be honest with you, Martin, the opposition looks down and out down there. With a challenge. I have to say, Martinez. It's a quick break. What a chance for Griezmann. And it's a goal! The way they moved the ball about there, Martin, before create a chance was really good. They picked the right path every time now. They are playing well. Their superiority increased really with this goal. Well, you can only see more goals coming their way, the way they play. Thiago. Cristiano Ronaldo. Jordi Alba. Back with Ronaldo. Now the shot! Cristiano Ronaldo scores! Well, they've increased the lead here, and that could just wrap up the match. Yeah, they're much of the team out here today, and that scoreline reflects that. Sometimes games take a while to ignite. Not this one, not for this team. Now Fernandinho. Can you believe what we've seen in the first half? Fantastic for the goalkeeper. Another bad moment, certainly not his first of the day. He's just got to try and pick himself up now, Martin. There's still a game going on out there. I don't think we expected this. Such a one pass. Griezmann on the attack here at speed. Griezmann, he just got the knack, hasn't he? On to Andreas Mert, and he's found the back of the net again. They haven't switched off, Alan, late in the game. They've got another one, extended the lead. Well, not letting up at all, showing their ruthless side. Fair play to them.
a very comfortable margin. 7-0 este și scorul final. Ronaldo din nou pentru a treia oară consecutiv man of the match. O mașinărie de marcat goluri practic. Și uite așa am ajuns și în finală. Întâlnim o echipă bună, de viteză, cu jucători meta precum Vidal, Kanté și Bakayoko la mijloc și probabil cea mai folosită și unde aș zice cea mai bună linie de fund on the budget. Dar din nou, niciun jucător wow, icon sau team of the season, team of the year. Trebuie totuși să fim atenți, un user care ajunge în finală, e un user bun totuși. Din păcate, o finală slabă și extrem de plictisitoare. Thiago. With Griezmann. Reușim totuși să marcăm în minutul 73. O combinație pornită de la mijloc, Griezmann pentru Costa. Nu zero și gol meritat, zic eu, deși un meci foarte slab. Imediat după, din păcate, adversarul meu dă pauză. Mă gândeam că schimbă ceva, dar de fapt este un rage quit. Nu prea înțeleg de ce. Anyway, victorie și calificare. Plus Callejon Team of the Season. Da, cam asta este echipa. Și apropo de echipă, dar mai întâi să-l trimitem pe Callejon la club. Și pe banca de rezervă, din păcate, pentru moment. Da, cam așa arată băieții mei. Nu e tocmai rău ținând cont că nu am băgat niciun Mareal în joc. Sigur, e loc de mai bine și probabil o să mai mutăm ceva on the budget, evident.